Ne-am bucurat să constatăm că în ediția de acest an, din acest an, au fost mult mai mulți participanți decât anul trecut. Poate undeva normal, anul trecut a fost debutul acestei manifestări. Ne-am ambiționat și în acest an și cu siguranță ne vom ambiționa din punct de vedere financiar și nu numai, chiar și logistic, și anii următori. Pentru că așa cum promiteam încă de la prima ediție, ne dorim ca acest festival să devină o tradiție între manifestările desfășurate de Consiliul Județean Argeș sau finanțate de Consiliul Județean Argeș, pentru că noi așa, încă de la începutul acestui mandat, ne-am propus, printre altele, să punem în valoare potențialul extraordinar din punct de vedere turistic și chiar istoric al județului Argeș. Deloc întâmplător, desfășurarea acestei manifestări s-a pregătit în primele două ediții aici, la Castrul Roman de la Jidova, un loc absolutamente încărcat de istorie, un loc care, probabil în perioada următoare, cu ceva sprijin financiar, va intra și într-un proces de restaurare pe latura sudică, tocmai pentru a asigura condiții de vizitare mult mai bune celor care ne trec pragul și care nu sunt deloc puțini. Iată, suntem la a doua ediție a Transalpinus Fest cu sprijinul Consiliului Județean Argeș și cu aportul substanțial al Asociației Istoria Renascita. Putem readuce la viață acest obiectiv, monument istoric de categorie A, Castrul Roman Jidova din municipiul Câmpul Lung. Prin asemenea manifestări intenționăm să creștem numărul de vizitatori și să reușim să promovăm acest obiectiv atât în țară cât și în străinătate. Sigur că există și un proiect al Consiliului Județean Argeș de restaurare a laturii sudice, dar și de îmbunătățire a expoziției permanente a limesului transalutan, care există și la acest moment, tocmai pentru a putea duce exact la adevărata valoare acest obiectiv de o importanță națională, fiind singurul castru de piatră de pe frontiera Imperiului Roman din această parte de sud a României, de la Dunăre și până la Carpați. Mai mult decât bucuros pentru că a doua ediție a festivalului Transalutatus Fest și-a deschis porțile, publicul este în număr neașteptat de mare. Încă de dimineață, chiar înainte de ora 12, așa cum anunțase în deschiderea, au început să vină foarte mulți oameni, ceea ce înseamnă că erau nerăbdători să ajungă aici la Castrul Roman Jidova. Istoria Renascita este venită cu un grup foarte numeros de membri și voluntari, suntem peste 70 de membri din cadrul asociației. Pe lângă noi au răspuns pozitiv chemării prietenii și colaboratorii noștri din alte asociații din țară, cu care ne întâlnim foarte des la evenimentele de acest gen. Și aici mă gândesc la colegii noștri de la Alba Iulia, din Asociația pentru Istorie Vie și Garda Apulum, cărora le mulțumesc pe această cale, colegilor de la Terra Dacica Eterna, una din cele, de fapt, cea mai veche asociație de reconstituire istorică pe antichitatea autohtonă de la noi, și de asemenea colegilor și prietenilor de la Romula Malva, de la Dobroslovenia, acolo unde de 2 ani de zile au înființat o asociație și se ocupă și ei de asemenea de reconstituire istorică. Aduce în primul rând o varietate, o diversitate mai mare a atelierelor. De asemenea, gladiatorii sunt în premieră la acest eveniment. Nu am avut la prima ediție lupte de gladiatori. Dansurile antice de asemenea sunt în premieră și, nu în ultimul rând, cavaleria barbară, formată din, avem 5 cai frumoși, nu 6, care și ei vor fi implicați în momentele din programul evenimentului. Yeah!
Echipa de gladiatori, parte asociației Terra Daci Caeteta, cu sediul Gluica Volta, Costa Colonie Raport. Jupiter! Mulțumim! Mulțumim! Ce de? Mami!